Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Mara Media. Vorbim despre ediția a treia a evenimentului Zilele Maramureșului astăzi în cadrul emisiunii. Se va desfășura evenimentul în luna mai sub genericul Haida Hai în Maramureș. Tot atunci vor avea loc foarte multe evenimente, un program extrem de complex care se derulează pe parcursul a aproximativ o săptămână. Însă mai multe detalii ne dă despre acest eveniment vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș, căruia îi spun bun găsit. Bine v-am găsit, Hristos a înviat, dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc la această oră. Despre evenimentul major ce va avea loc în luna mai discutăm astăzi. În primul rând s-au făcut câțiva pași importanți vineri la ședința extraordinară a Consiliului Județean. S-a semnat acel protocol cu Ministerul Turismului. Cât de benefic este? Sigur, așa cum am spus și în cadrul ședinței, acest protocol pe care l-am semnat cu... am aprobat semnarea protocolului, de fapt, cu Ministerul Turismului, se înscrie în linia pe care ne-am propus-o la preluarea mandatului împreună cu ceilalți colegi din conducerea executivă, aceea de a semna și de a întări prin diverse parteneriate relația instituțională pe care Consiliul Județean și-o dorește cu instituții publice, pentru a crește și a încerca să sporim oarecum vizibilitatea județului nostru și implicarea în același timp în diverse proiecte pe care le derulează instituții centralizate. Ori acest lucru s-a întâmplat și în cazul protocolului cu Ministerul Turismului. Sigur, acest protocol strict calat pe evenimentele pe care le avem noi în obligațiile partenerului, acelea de a sprijini Zilele Maramureșului și Crăciunul Maramureș, practic nu sunt la prima vedere benefice din punct de vedere financiar, pentru că relația cu partenerul nostru nu înseamnă o asumare și a unor cheltuieli financiare. Dar, având în vedere că în cadrul acestui proiect Zilele Maramureșului și de altfel și în cadrul proiectului Crăciunul Maramureș avem diverse activități care vizează oarecum domeniul acesta de promovare turistică, am considerat că este foarte bine ca în parteneriat cu noi să vină pentru derularea acestor proiecte cea mai importantă autoritate care desfășoară proiecte și programe în zona aceasta de turism. De anul acesta, de anul trecut, de fapt, din această guvernare, minister separat, Ministerul Turismului. Acest lucru nu poate decât să ne bucure și am găsit deschidere la partenerii noștri. De fapt, avem și un băimărean care este secretar de stat, un borșan, dacă vreți, un maramureșan, Bogdan Tomoiagă, fostul nostru coleg din Consiliul Județean. Și împreună cu dânsul și cu ministrul Dobre am pus pe tapet acest parteneriat, care sper să fie benefic și în perspectiva altor colaborări pe care Ministerul Turismului le are ca și proiecte la nivel național și în care Maramureșul va fi oarecum vioara întâi, dacă îmi permiteți să spun așa, adică un partener strategic în ceea ce înseamnă promovarea și participarea noastră cu diverse ocazii la manifestările organizate de Ministerul Turismului. Practic, aleșii județeni au aprobat prin vot acest protocol, dar când va fi el semnat? Deja protocolul, odată ce a fost aprobat, a fost semnat de către președintele Gabriel Zetea, chiar astăzi a fost expediat către Ministerul Turismului. Oricum, obligațiile, practic, care ne revin din acel protocol, atât nouă cât și partenerului nostru, deja au fost implementate, dacă vreți, pentru că un asemenea proiect precum Zilele Maramureșului presupune o muncă care începe mai din timp, dacă vreți. Și acest lucru s-a întâmplat și în cazul relaționării noastre pe acest proiect cu Ministerul Turismului. De altfel, eu am făcut câteva vizite la București și am discutat concret cu partenerii noștri care sunt care este implicarea fiecăruia dintre părți. Ori prin acest parteneriat Ministerul Turismului s-a angajat ca în cadrul manifestărilor să ne pună la dispoziție persoane care sunt specializate sau specialiști care vin din domeniile de interes pentru noi, acelea de a promova Maramureșul ca destinație turistică, și mă refer aici la cei mai importanți tur operatori ca și reprezentare. Vorbesc agenții de turism, patronat din turism, care să poată să vină și pe parcursul acelor 3, 4, 5 zile cât vor sta în Maramureș, să perceapă Maramureșul ca o posibilă destinație
turistică și de altfel ca și o destinație turistică în care se pot derula câteva sau investiții majore din partea patronatului în zona turismului, pentru că pe parcursul zilor cât oaspeții noștri vor avea șederea în Maramureș, am programat diverse activități de promovare, de vizitare a obiectivelor turistice, dar în special și de întâlnire cu autoritățile locale, acolo unde va fi cazul, pentru a discuta pe oportunități de afaceri pentru zonele pe care le reprezintă. Bun, să înțeleg că deja au existat câteva discuții în acest sens și la târgurile la care ați participat? Acum, ca să fiu foarte sincer, practic la târgurile la care am participat, începând de la prima noastră participare la târgul de din toamnă, ediția din toamnă a Târgului de Turism a României, acolo de fapt am demarat primele discuții în ceea ce privește acordul acesta de parteneriat și participarea Maramureșului la următoarele expediții ale Ministerului Turismului, și așa a fost cazul când am participat la Târgul de Turism de la Viena. Sigur că am mai avut câteva invitații, dar și timpul foarte scurt și anumite constrângeri bugetare, am considerat că nu putem să acceptăm sau să acceptăm invitația de a participa la toate manifestările, așa că ne-am concentrat mai mult pe acest eveniment pe care ne-l dorim unicat. Pentru că, vă spun, cred că în premieră, nu știu dacă, sigur, ediția Zilele Maramureșului este la a treia sau sărbătoare, este la a treia ediție. Dar anvergura pe care ne-am propus-o cu această ocazie nu cred că s-a mai întâmplat, mai ales că pe lângă Zilele Maramureș avem acest îndemn de promovare a Maramureșului ca destinație turistică, pe care, de altfel un pic controversat, după cum știți și dumneavoastră, am reușit să-l împachetăm într-o formă care să mulțumească pe toată lumea, atât colegii din Consiliul Județean, cât și cei cărora, înspre care ne adresăm. Haida Hai în Maramureș este, așa cum știți, deja aproape o marcă consacrată, ca să nu zic încă înregistrată, a noastră, prin care ne dorim să promovăm Maramureșul ca și o destinație turistică. Da, un eveniment care debutează în 18 mai, se va încheia în 23 mai, cu multe acțiuni, multe întâlniri, multe evenimente culturale și un protocol semnat de asemenea între Consiliul Județean Maramureș și instituțiile de cultură. Sunteți responsabil de acest protocol sau Nu sunt eu responsabil de acest protocol. Colegul meu, Lucian Morar, are în responsabilitate gestionarea acestui protocol cu instituțiile de cultură subordonate. Eu sunt coordonatorul întregului eveniment Zilele Maramureșului, Haida Hai în Maramureș, dar vă pot da câteva elemente, știu eu, care stau la baza acelui protocol și de ce s-a născut acest protocol. Pentru că noi avem în subordinea noastră instituții abilitate și specializate pe acest domeniu de cultură. Am considerat că împreună cu aceste instituții este foarte importantă implicarea tuturor instituțiilor noastre subordonate și mai mult avem parteneriat sau o să avem un parteneriat inclusiv cu municipiul Baia Mare pe anumite acțiuni, ceea ce consider că este un lucru bun. Sigur, Consiliul Județean și-a asumat prin acest protocol o parte din susținerea cheltuielor de organizare și în special mă refer la cheltuielile în ceea ce privește masa și cazarea invitaților și a însoțitorilor, invitaților străini și a însoțitorilor români, și o bucățică din partea de promovare a evenimentului, mai precis tot ceea ce înseamnă materiale de promovare, materiale promoționale care să fie branduite cu logo-ul acestui eveniment și anumite materiale de promovare strict pe zona asta de tipărituri. În rest, celelalte instituții, acolo unde se regăsesc ca și organizatori sau ca și coorganizatori pe anumite evenimente pe parcursul celor 5 zile, au stat la masă împreună cu noi, directorul instituțiilor, și fiecare pe obiectul de specialitate, dacă vreți, ori acolo unde n-am găsit un reper atât de strict pentru o instituție subordonată, am discutat cu cei care conduc instituțiile și am convenit că
acea cheltuială să-i revină uneia sau alteia dintre instituții. Am ajuns la acest acord, care mi se pare un act de, știu eu, colaborare instituțională absolut necesar, pentru că astfel implicăm instituții, implicăm resurse și din altă parte și nu rămâne toată povara pe Consiliul Județean. Până la urmă, de aceea avem instituții, să colaborăm și să dăm un produs finit de calitate înspre folosul, dacă vreți, înspre cinstea maramureșenilor. Care este valoarea estimată pentru acest eveniment? Așa cum știți, valoarea estimată pentru cheltuiala Consiliului Județean este undeva la 150.000 lei, iar întreg evenimentul, dacă mă raportez și la cheltuielile pe care ar trebui să le facă și celelalte instituții conform protocolului semnat, se ridică undeva la 300.000 de lei, 350.000 maxim. Or, zic că un eveniment cu atâtea acțiuni și cu asemenea deschidere, și o să vedeți inclusiv la partea de promovare a evenimentului, pentru că vrem să avem o promovare foarte serioasă, atât la nivel local, cât și la nivel național, pe mass media locală, mass media națională, va fi una de impact și cred că merită județul Maramureș un asemenea proiect. Care dintre activitățile cuprinse în acest program merită să fie menționate? Va fi ceva mai deosebit anul acesta? Sigur, din punctul meu de vedere, toate activitățile merită să fie vizionate, să aibă o participare serioasă și bine reprezentată. Sunt activități specifice pe care le-au propus colegii mei din instituțiile subordonate. Spre exemplu, muzeele vin cu o ofertă de nerefuzat pentru cei care doresc să facă vizite în muzeele maramureșene, băimărene. O să fie noaptea muzeelor, o să fie Muzeul de Etnografie și Artă Populară, va avea porțile deschise pentru diversi participanți, o să avem un târg de produse tradiționale și de meșteșuguri tradiționale, dar în opinia mea evenimentul cel mai interesant, dacă vreți, este acela pe care l-am intitulat Gala Ambasadorilor. Gala Ambasadorilor va fi un eveniment de ținută prin care ne propunem să decernăm titlul de ambasadori ai turismului maramureșan unor personalități care s-au născut în Maramureș și activează în alte localități, dacă vreți, în special în București și peste hotare, care activează în zona culturală, în zona de showbiz sau de entertainment. Și atunci ne-am gândit că personalități precum Paula Selling, Adrian Sână, mai sunt Angela Buciu, Grigore Leșe, Mihai Morar și îl avem pe Nicolae Tand, șef Nicolae Tand, care prin tot ceea ce face, inclusiv prin graiul pe care nu și l-a abandonat, graiul maramureșan, face cinste Maramureș și promovează Maramureșul ca și o destinație turistică, să le decernăm titlurile de ambasadori ai turismului maramureșan. Sigur, pe anumite categorii avem și sportivi care sunt incluși, lista încă este deschisă, dar mai avem și o categorie de personalități care nu sunt din Maramureș, dar care prin tot ceea ce fac au făcut cinste Maramureșului și promovează Maramureșul. Și m-aș referi aici la deja irlandezul maramureșan Peter Harley, la Daniel Buzdugan, dacă vreți, celebrul prezentator și de emisiuni și de spectacole, care poate nu știți, sau mulți dintre maramureșeni nu știu, dar nu este sărbătoare sau nu sunt, știu eu, evenimente la care Daniel Buzdugan să nu participe, în special în zona Botiza, are o slăbiciune față de Maramureșul istoric. Și mai sunt încă anumite discuții pe seama altor personalități pe care să le includem în această listă. Am văzut că ați inclus în program și acel meeting aviatic din 20. Sigur, avem, mai, adică avem mai o să aibă ocazia maramureșenii. Da, o să aibă ocazia maramureșenii, în primul rând băimărenii și cei care ne doresc
să ne, doresc să le fac o vizită în acea perioadă, să vadă în sfârșit lucrurile de la aeroportul internațional Baia Mare, să ia contact cu pista dacă vreți, chiar dacă probabil, la, cu siguranță la ora respectivă, aeroportul nu va fi operațional din punct de vedere al curselor aeriene, dar meeting-ul aviatic se poate desfășura și în acest sens directorul Dorin Buda face toate demersurile ca acel eveniment să fie un fel de ziua porților deschise pentru aeroportul internațional. Vom avea și o prezentare de modă cu tematică, nu neapărat aeriană, ca să nu fiu așa un pic mai malițios, dar va fi, zic, un eveniment frumos, un concert în aer liber pe care o să-l prezinte Daniel Buzdugan și în care vor fi invitați Smiley, Adrian Sână și Lidia Buble. Cum ar putea fi promovat acest eveniment pentru a atrage cât mai mulți turiști străini în Maramureș? Nu doar în această perioadă, ci și pe parcursul anului până la urmă. În primul rând, ca să atragem cât mai mulți turiști în această perioadă, sau în perioada următoare, din perspectiva acestui eveniment, acesta ar trebui să aibă o continuitate. Adică dacă am demarat acest proiect, nu trebuie ca, știu eu, datorită unor sincope sau a unor, știu eu, dispute între unii și alții, să-l stopăm după prima ediție. Eu văd acest eveniment un eveniment serios care poate să crească, care are perspective de creștere și în viitor și în special Maramureșul poate să se dezvolte prin acest eveniment, prin participarea celor care în viitor ar putea vedea Maramureș ca și o destinație turistică. Și de aia mă repet, patronat din turism, tur operator, cei mai importanti tur operatori din turism, cele mai importante agenții de turism care să facă incoming pentru Maramureș. În momentul în care o să avem reprezentare la cel mai înalt nivel din partea acestor agenții, sunt sigur că dacă vom ști să ne comportăm și să ne prezentăm așa cum de altfel știm noi maramureșenii să o facem când avem musafiri și oaspeți, cei care ne vor fi invitați și oaspeți în acea perioadă vor rămâne cu amintirea plăcută și vor face ca prin toate mecanismele, prin toate afacerile pe care le desfășoară, vor crește și vor spori numărul de turiști care să ne viziteze. Ați cuprins de altfel și alte acțiuni care se desfășoară în județ, nu doar în municipiul Baia Mare, văd în acest program. Da, acum, sincer, am omis evenimentul de la Oncești, care se presupune a fi sau se dorește a fi unul foarte, foarte important. Este o premieră pentru noi, Festivalul Nunților Tradiționale, și avem un scenariu deja, o regie prin care ne dorim ca oaspeții noștri să fie preluați de la intrarea în localitatea Oncești, în căruțe trase de cai, și să-i ducem până la sala de nunți de la Oncești. Acolo avem deja o regie, așa cum vă spuneam, în care se vor prezenta patru nunți tradiționale din cele patru zone etnografice ale Maramureșului, urmând ca ansamblul Transilvania să prezinte o nuntă de oaș, care este unul dintre cele mai premiate programe ale ansamblului, și probabil vom avea invitați și prietenii și colegii noștri, de altfel, din țara oașului, care încercăm să continuăm acest schimb și aceste reciprocități pe care le-am deschis la jocul Înlătureni din luna noiembrie cu prietenii noștri din Satu Mare. Evenimente multe pentru luna mai în județul Maramureș. Ați fost responsabil, cred că, de organizarea și de inițierea acestui program. Sigur, am fost responsabil, culturale. Sunt foarte responsabil în ceea ce facem de obicei și este normal până la urmă să ne asumăm responsabilități atâta vreme cât ne-am asumat aceste funcții de conducere, dacă vreți, la nivelul județului. Dar este o muncă de echipă, nu sunt singur, știu să lucrez în echipă și cred că vom face un proiect frumos. Credeți că veți atrage turiști în Maramureș în această perioadă, 18-23 mai? Dacă ne vom grăbi cu toate formalitățile, pentru că, sigur, eu vin din zona privată și am o abordare mult mai rapidă în ceea ce privește procedurile.
în ceea ce privește procedurile. Sigur, în zona publică sunt anumite rigori și anumite limite pe care nu se peste care nu se poate trece, dar am încredere în colegii din aparatul de specialitate că vor face tot ceea ce le stă în putință să ieșim cât mai repede cu forma finală pentru organizarea serviciilor și să putem să dăm drumul la promovare. Cu cât vom reuși să facem promovarea evenimentului într-o perioadă mai rapidă, cu câteva zile mai devreme, 10 zile, eu zic că există posibilitatea, dacă vom avea o promovare așa cum ne-o dorim pe media națională și inclusiv pe media locală, să atragem turiști, pentru că sunt programe, sunt acțiuni care merită a fi văzute. De altfel, am vorbit inclusiv cu cei care activează în zona business-ului, în zona turismului, cu agenții hotelieri, cu serviciile de servire publică, de cazare și de masă, care sunt interesați, agențiile. De altfel, am și avut o întâlnire cu toți aceștia și le-am prezentat intenția noastră, au fost foarte încântați și deja mulți dintre ei s-au gândit ca în acea perioadă, dacă vreau să fie partenerii noștri și vom lansa un parteneriat, să ofere anumite bonusuri, anumite vouchere pentru cei cărora sau cei care ar dori să le treacă pragul în acea perioadă. Dar aveți o statistică, o analiză a gradului de ocupare din punct de vedere turistic în municipiul, în județul Maramureș? În perioada respectivă, Mare, evident că încă nu avem. Că sau în ultima perioadă pentru județul Maramureș? Că păi, în ultima perioadă pentru județul Maramureș, dacă ne raportăm strict la sărbătorile de Paște, gradul de ocupare în zona Maramureșului istoric a pensiunilor a fost aproape de 85%. Asta spun statisticile, asta spun cei care elaborează asemenea studii, reprezentanții Ministerului Turismului. Aveți nu doar atribuții din domeniul cultural, una martie, cred că dacă mi-aduc bine aminte, ați primit, dacă pot să spun, câteva atribuții noi. L-am văzut pe domnul Lucian Murar, responsabil de învățământul special. Dumneavoastră, de asemenea, ați primit câteva proiecte. Ați început demersurile în ceea ce privește preluarea casei tineretului, spre exemplu, că sunteți responsabil de acest lucru. Da. Am primit ca și atribuții suplimentare gestionarea proiectului sau cererii de finanțare, depunerea cererii de finanțare pentru reabilitarea aparatului administrativ și, de asemenea, tot ceea ce înseamnă activități, acțiuni de preluare a casei tineretului și apoi ulterior toate demersurile care trebuie să le facem pentru ca și acest edificiu care a intrat în patrimoniul județului să fie supus unui proces de reabilitare. Despre Palatul Administrativ pot să vă spun că suntem în fază finală cu procedura de achiziție publică pentru ceea ce înseamnă refacerea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru ca acesta să poată să fie depus și spre finanțare printr-o sesiune de cerere de finanțare pe fonduri europene. Și, de asemenea, cu Casa Tineretului suntem în situația în care deja am lansat celor care au administrat până în acest moment Casa Tineretului, am lansat o propunere de predare-primire printr-un protocol pe care să-l încheiem printr-o comisie de recepție, predare-primire din partea noastră și din partea celor care au administrat și, în paralel, am făcut demersurile de întăbulare a terenului care era sub clădirile, cele două clădiri de la Casa Tineretului, pentru că am constatat în momentul în care am preluat documentația cadastrală că doar imobilele sunt înscrise în cartea funciară ca și proprietar județul Maramureș. Ori ca să fim eligibili pentru depunerea unei cereri de finanțare, trebuie ca și terenul să fie întăbulat. S-au făcut câteva schimburi de adrese între Ministerul Tineretului, Ministerul de Finanțe și am obținut avizele necesare pentru ca noi să facem această operațiune și deja este finalizată. Terenul este întăbulat pe județul Maramureș. Ce se dorește pentru această locație? Nu știu, un viitor centru cultural sau ce discuții ați purtat? Da, suntem în discuții să avem inclusiv activități de tineret. Adică acestea nu vor lipsi de acolo, este clar. Ne dorim cu toții și am avut discuții și cu organizațiile non-guvernamentale care activează în zona aceasta de tineret.
Dar, în același timp, pentru ca acest proiect să fie eligibil spre finanțare, va trebui să deservească și anumite activități publice derulate de instituții sau, știu eu, organizații care se adresează în special publicului. Și ne-am gândit că o valorificare a spațiilor va fi importantă. Avem două instituții care în momentul de față, una se confruntă cu lipsa de spații, Școala Populară de Artă, care se adresează în special tinerilor, este o școală vocațională și tot ceea ce se întâmplă acolo, în special avem cursanți tineri, sunt peste 500 de elevi care sunt înscriși la Școala Populară de Artă. De asemenea, avem Centrul Creației Populare, care în momentul de față nu are un sediu propriu, este în chirie într-o locație și ne gândeam că ar fi o bună oportunitate ca aceste spații să fie, sigur, compartimentate într-o manieră în care instituțiile să-și desfășoare activitatea în condiții optime. De altfel, mai avem sala de spectacole, care, odată reabilitată, va trebui să fie administrată de către o instituție pe care o avem și care face spectacole, Ansamblu Transilvania. Suntem în discuții inclusiv cu acest lucru, dar asta nu înseamnă, repet, că activitatea de tineret va dispărea de acolo. Avem suficiente resurse și suficiente spații ca organizațiile non-guvernamentale de tineret să se organizeze și să prezinte cât mai multe proiecte, deși pentru tineret. Am lansat această provocare organizațiilor și așteptăm să, odată să intrăm într-un ritm normal al lucrurilor, să preluăm imobilul și apoi să vedem cum putem să gestionăm cât mai bine acest imobil. Domnule Dincușie, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Așadar, 18-23 mai, zilele Maramureșului, sub un generic tradițional, aș putea să spun, haide, hai în Maramureș, nu știm exact cui aparține. Ați avut un aport considerabil pentru acest generic, dacă pot să-i spun? V-am spus, vreau să fiu om de echipă și nu vreau să mă asum anumite sau în totalitate anumite lucruri, pentru că aici a fost un brainstorming, dacă vreți, o dezbatere pe cât mai multe, pentru cât mai multe, am avut mai multe variante, am ieșit în prima fază, așa cum știți, cu haida hai în Maramu, unora li s-a părut așa o provocare, un mesaj, așa o chestiune mai desuetă. Am acceptat anumite critici și vă spun sincer, dacă era după mine, mergeam cu același slogan, dar am înțeles mai bine că totuși reprezentăm o instituție, instituția Consiliului Județean, și este bine să fim foarte riguroși atunci când lansăm anumite provocări, dacă vreți, care în timp poate vor deveni branduri. Mulțumesc mult încă o dată pentru prezența în emisiune. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Practic electrocasnice. Practic tot ce ai nevoie. Situat în complexul comercial din centrul orașului, magazinul Practic Electrocasnice vă întâmpină cu cea mai variată gamă de produse electrocasnice din oraș. Combina frigorifică Arctic la 799,99 lei. Mașină de spălat Studio Casa la 799,99 lei cu un produs electrocasnic vechi la schimb. Aspirator fără sac Samsung la 249,99 lei. Oferim transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate. Practic electrocasnice. Practic pentru toți. Strada Bogdan Vodă, numărul 13A, în complexul comercial. Vino la showroom-ul Merlin Auto. Noul tău dealer autorizat Skoda din Baia Mare te așteaptă cu o mulțime de oferte promoționale, precum și întreaga gamă de modele Skoda disponibile în showroom și pentru test drive. Oferim servicii complete pe parte de servicii, întreținere, piese și accesorii originale Skoda. Vă așteptăm la showroom-ul nostru din strada Dura, numărul 1A, la ieșirea din Baia Mare către satul Mare. Vino la Merlin Auto, dealer Skoda.
Pentru orice eveniment important din viața ta, notează această pensiune. Pensiunea Dolly. Într-o nouă ambianță și cu un stil elegant, cu o capacitate de 400 de locuri, pensiunea Dolly vă așteaptă cu meniuri pentru toate gusturile și cu prețuri începând de la 90 de lei per meniu. Oferim organizatorilor posibilitatea alegerii meniurilor, fie pentru nunți, botezuri, fie pentru evenimente private. Primele 10 rezervări din acest an beneficiază de reduceri substanțiale de preț. Ai notat? Pensiunea Dolly, la ieșirea din Sighet spre Satu Mare. Nou, elegant și accesibil tuturor. Telefon 0754 948 444. Casa Verde, depozitul unde casa ta prinde viață. Comercializăm la cele mai bune prețuri materiale de construcții, de finisaj interior și exterior, instalații termice și sanitare, vopsele, lacuri, scule și unelte. Vino în showroom-ul de pe strada Gheorghe Șincai numărul 35. Te întâmpină o echipă profesionistă care îți stă la dispoziție pentru ca tu să-ți alegi cele mai bune materiale pentru construcția ta. Vindem cu plata în rate avantajoase direct din magazin și asigurăm transportul la domiciliu. Oferim bonusuri suplimentare în funcție de valoarea achizițiilor. Casa Verde e pentru casa ta. La Casa Verde găsești capete de stoc la gresie și faianță, cu prețuri de la 16 lei metru pătrat. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Acest protocol, așa cum am spus și în cadrul Comisiei Unite de Cultură și Buget Finanțe, se înscrie în linia pe care am plecat la începutul mandatului de a deschide colaborări instituționale cu cât mai multe instituții centrale, ministere, și așa cum la ședința trecută am adoptat acel proiect de hotărâre privind protocolul cu Institutul Cultural Român, astăzi vă propunem acest protocol de colaborare cu Ministerul Turismului, care în principiu nu presupune sume pentru derularea unor activități, dar este un parteneriat care se bazează mai mult pe câteva acțiuni la care noi vom fi parteneri principali în relația cu Ministerul Turismului, acțiuni organizate de către Ministerul Turismului, iar Ministerul Turismului ne va da sprijinul pentru realizarea celor două acțiuni importante pe care Consiliul Județean le derulează deja. Este vorba de zilele Maramureșului cu acțiunea Haida Hai în Maramureș, o acțiune de promovare a Maramureșului ca destinație turistică în care Ministerul Turismului are obligația de a veni în sprijinul nostru cu specialiști, cu tur operatori, cu reprezentanța patronatului din turism pentru a deschide anumite oportunități și discuții de afaceri și investiții în zona turismului și, de asemenea, pentru Crăciunul Maramureș, când, la fel, ne vom bucura, sper eu, de promovarea acestor evenimente la nivel național. Până la urmă, cred că este un lucru benefic și vă propun în acest sens adoptarea acestui protocol. Intervenții, dacă aveți? Nu? Vă mulțumesc, vă supun votul în acest proiect. Vă rog. Confidențialitatea, având în vedere că avem de-a face doar instituții publice foarte importante, care rațiunea că anumite date incluse în protocol și informații legate de exploatarea acestuia nu pot fi utilizate decât în scopul, nu înțeleg ce, ce care, de ce e cu confidențialitatea aceasta într-un protocol. Există, de exemplu, sigla celebră pe care o au la Ministerul Turismului, Frunza, care pare, da, confidențialitatea. Bun, datele care stau în spatele blogului, emblemei, nu pot fi făcute publice și doar folosite de către noi. Ele aparțin ca proprietate intelectuală a Ministerului Turismului. Probabil că și la asta se referă. Eu rămân puțin confuz la acest lucru. Da, pentru
pe datele și informațiile. Pe datele și informațiile pot să fie de... Da. Până la urmă, acest protocol poate fi extins și la o colaborare mult mai lărgită pe anumite acțiuni și probabil când vorbim de o finanțare sau de niște servicii care se pot presta reciproc, probabil că trebuie să ne protejăm într-un fel în relația cu alți... Ați relația cu cine? Nu intervine nicio clauză de concurență. Cu cine concurăm? Din punctul nostru de vedere este o clauză pe care Ministerul ar putea să se protejeze pe anumite relații cu Consiliul de Țară în detrimentul probabil al altor instituții. Nu vreau să facă publice relația mai privilegiată. Domnul vicepreședinte, acum sigur că discuția asta oricum o încheie și protocolul va merge. Dar confidențialitatea datelor și informațiilor între instituții publice, atât decât datele personale și cele fiscale care sunt secrete, eu nu cred că se poate pune problema vreodată. Este legea 544, sunt organe de verificare, control și audit public, cărora trebuie să le furnizăm aceste informații, până la urmă și nu putem discuta despre aproape nicio confidențialitate. Este o clauză a Ministerului Turismului pe care ei au scris-o aici. E foarte clar până la urmă în articolul 9 cu cele trei puncte care sunt scrise aici, care sunt lucrurile la care se face referire. Se vorbește despre limitarea la strictul necesar ceea ce are nevoie Consiliul de Țară să folosească în relația cu Ministerul Turismului și apoi sunt foarte multe excepții care se vorbește la momentul în care acele date nu mai sunt confidențiale. Adică dacă datele sunt publice la momentul transmiterii lor, sau au fost cunoscute de partea primitoare anterioară aducerea cunoștinței, au fost obținute în mod licit. Sunt lucruri care, până la urmă, țin de partea juridică și cei de la departamentul juridic la Ministerul Turismului au introdus aceste date. Dacă au nevoie de ele, nu văd cu ce încurcă pe ele. Dacă parcurgeți mai departe protocolul, o să vedeți că la articolul 2 se explică oarecum în ce manieră și în ce modalitate pot fi folosite aceste date la care se face referire în articolul 1. În litera 2 de la articolul 9, nu? Exact, litera 2 de la articolul 9. Spune datele și sau informații despre care se face vorbire la alineatul 1 nu pot fi utilizate pentru alte scopuri, apropo de marca de care vorbeam, fără consimțământul prealabil exprimat în scris al părții corespunzătoare, cu excepția următoarelor cazuri și sunt enumerate mai jos. Adică, haide să citim articolul pe de-a întregul și apoi să mai vedem dacă la merită să presimte noastră e problema. La litera 1 și numărul A. Da, pentru că noastră e problema. Problema este că există exprimarea date și informații care nu le știe nimeni la ce se referă. Și atunci, sigur, așa cum domnul președinte spunea, probabil că Ministerul Departamentului Juridic au ținut să introducă aceasta în protocol. Pentru noi ar fi important să știm și părerea al departamentului nostru juridic. Ce a înțeles din asta? Nu strică să fie scris acolo. Dar la vreme cât a fost avizat? Stimați colegi, domnul Botan, am citit și eu atent articolul 9. Alineatul 1 și domnul Covaci îl coroborez în mod necesar și obligatoriu cu alineatul 2 din protocolul, iar ceea ce am citit eu dincolo de textul de lege sau cuvintele utilizate aici se reflectă buna credință și respectarea principiilor de lege în exprimarea unor clauze între părți. Drept urmare, așa cum spunea și domnul vicepreședinte, dar și eu ca un mic jurist, vă spun că ceea ce se reflectă în alineatul 2 al acestui articol, putem discuta fără putință de tăgadă că totul se respectă până la urmă transparența publică, domnul Covaci, iar în orice protocol și în orice acord, chiar și între instituții publice, din perspectiva legii și perspectiva legală, totdeauna instituția publică trebuie să-și păstreze și o anumită doză de confidențialitate, pentru că nu totul este supus transparenței publice. Dar atâta vreme cât avem alineatul 2, așa cum s-a arătat aici, nu putem discuta de o înserare prin lipsă sau de rea credință, ci tocmai pe transparență și respectarea principiilor de lege în asemenea protocoale. Este punctul meu de vedere și cred că este în acord. Nu mai e o singură chestiune. Eu sunt liniștit de Consiliul Județean. Ține la confidențialitate, ci Ministerul Turismului. Și din acest punct de vedere sunt solidar cu Consiliul Județean. Dumneavoastră v-ar spune, Mauro și-a făcut datoria, dar n-a convins. Dumneavoastră. Bun. Alte intervenții, dacă aveți.
Vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 1. Vă rog să votați. Cu 28 de voturi pentru s-a adoptat hotărârea numărul 16. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc în Baia Mare lansarea cărții Experiența face diferența, semnată de Doru Șupeală, specialist în marketing, comunicare și management. Din sumele încasate din vânzarea cărții în cadrul acestui eveniment, autorul a donat 900 de lei către Asociația Autism Baia Mare și către Asociația Ioana Maria, tot din municipiul Baia Mare. Da, susținută de Doru Șupeală și moderată de electorul Alexandru Roja, a fost foarte apreciată de cele aproximativ 70 de persoane prezente la acest eveniment. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici în seara asta și sunt onorat de un număr atât de mare de prieteni și cunoscuți, dar și necunoscuți care au venit să discutăm despre niște lucruri care unora o să li se pare mai simple, iar altora o să li se pare un pic mai dificile, dar o să mă strălesc să le fac de înțeles pentru toată lumea. Vreau să-i mulțumesc lui Loran pentru că a organizat întâlnirea asta și că face un lucru foarte bun în construirea unei comunități de oameni de afaceri serioși și care sunt interesați în propria dezvoltare. Mulțumesc, Loran, să-l aplaudăm. În asociație, Nicu și toată echipa de acolo. Vreau să vă spun înainte de orice că acest produs este 100% made in Maramureș. Great! Da. În sensul că el conține foarte multe experiențe pe care eu le-am acumulat în Cluj, dar cartea este scrisă în în decembrie și în ianuarie. Este, are o împachetare grafică extraordinară pe care eu datorez lui Ionuț Sabu și aici, vă rog să-l aplaudați. Are și o poză cu maimuța la pagina interioară pe care a făcut-o cu toate eforturile de a scoate maimuța bine, Silviu Dețe, și mulțumim lui Silviu. Și este tipărită la Ceconi în condiții excepționale și la un preț, nu vă spun proporția față de prețul pe care l-am primit de la Cluj sau de la Brașov, dar e cu două cifre și cifra din față e 5. Da. Bun. Am terminat, cred, cu mulțumile. Am un anunț de ordine administrativ. Poate ați văzut în textul pe care l-am pus pe Facebook despre acest eveniment că facem treaba asta nu doar pentru a aduce niște informații și niște cunoștințe celor care sunt pasionați de domeniu și care vor să înțeleagă ce urmează să se întâmple cu lumea noastră și cu noi în anii următori, dar și pentru a ajuta. Am învățat de la Dragoș Pătraru că dacă faci un eveniment de genul ăsta, poți să-l folosești într-un mod inteligent pentru a fi de folos. Și vreau să știți că 20 de lei din prețul fiecarei cărți va merge 10 lei și 10 lei la Asociația Ioana Maria, care se ocupă de copii cu sindrom Down, și 10 lei merg la Asociația Autism Baia Mare. Acum, dacă există oameni generoși în sală, există acolo un gol cu care Raluca o să treacă printre voi ceva mai încolo, nu neapărat acum. Și dacă mai doriți, sau mă rog, o să lăsăm acolo mai bine. Dacă doriți să ajutați în plus, tot banii care se adună în golul ăla, la fel se fac 50-50 între autism și sindrom Down, să ajutăm copiii ăștia pentru că sunt ai noștri și pentru că sunt extraordinari. Înainte de a începe prezentarea pe care o am, am împărțit-o în două și la jumătate o să vedem dacă sunteți suficient de obosiți ca să ne oprim sau o să mai vreți să discutăm și despre mileniali. Dar până începe prezentarea, am să fac un exemplu pe care nu o să-l găsiți în carte, ce înseamnă marketing de proximitate aplicat la instituțiile statului. Știți că s-a întâmplat astăzi ceva deosebit față de ieri în Maramureș. Știți?
Eu sunt marketer și lucrez cu cifre. Așa că vă rog frumos, vreau să fac un studiu foarte rapid de piață. Cât ați auzit sunetele de sirena astăzi? Ok. Să zicem 60%. Bun. Din aceștia, cât ați înțeles ce înseamnă mesajul ăla? Domnul din spate cu barbă, ce analizează din acest mesaj? Vorbiți mai tare, că sigur vă urmăriți. Am citit dinainte și știam care l-a fost. Ok, care a fost alarma? Cred că a fost una singură, din câte am înțeles, nu pot cele trei. Așa? Și ce înseamnă aia? Calamități. Cea pentru calamități era. Am înțeles. Deci, pe aia domnul Dragnea, domnul. Bine, da, mă rog. Ok. Bun. O să vă spun acum o întâmplare. Undeva într-un tărâm îndepărtat, într-o altă galaxie, într-o lume mult mai civilizată decât cea de pe planeta noastră, există o țară care, pentru a face avertizarea a cetățenilor, folosea, a descoperit telefonia mobilă. Și mai mult decât atât, a descoperit aplicațiile mobile. Și mai mult decât atât, a descoperit microlocalizarea. Vă dau câteva exemple. Într-un anume cartier, într-un anume oraș, regia de apă face niște lucruri și oprește apa. În momentul în care se decide că se face acea intervenție, toți locatarii din zona afectată primesc pe telefonul mobil o notificare care îi se spune. Este o problemă la rețeaua de apă, este o intervenție, durează de la ora la ora și nu veți avea apă. Dar nu primesc toți cei care locuiesc în zona respectivă, ci primesc toți cei care locuiesc în zona respectivă și se află în acel moment, în acel loc. Adică dacă omul este la servici și se oprește apa, el ne fiind afectat, nu primește acea informație. Asta se numește microlocalizare. Omul este găsit de tehnologie, aflându-se acolo, primește acea informație. Pentru că acea țară, de pe o altă planetă, într-o altă civilizație, are și probleme cu terorismul. Atunci când se întâmplă ca băieții aia negru și foarte hotărâți să intervină într-o anume zonă, într-o clădire, să zicem, de 30-40 de nivele, sunt notificați, tot pe telefonul mobil, că urmează să aibă loc o intervenție, doar cei care se află într-o arie posibil a fi afectată de acea intervenție. Adică două sau trei etaje. Ceilalți circulă liniștiți prin clădire, liftul sigur nu mai oprește la acele etaje, iar intervenția are loc în liniște de plină, fără televiziuni, fără DNA, fără care de televiziune, fără spectacol, fără panică, fără teroare. Adică băieții aia care se duc în teroare nu-și îndeplinesc obiectivul, nu este terorizată lumea. Oamenii primesc informații, stai frumos în încăperea în care ești, noi să venim să le tragem tot de respectivul, pe acul și da. No. Comparate cu situația din acea țară îndepărtată de o altă planetă, într-o altă civilizație, cu situația de astăzi. Ați primit o notificare prin sirenă, aia care ați auzit-o, adică 60%, aia care ați citit pe internet ce înseamnă comodul ăla, ați citit-o, adică 10%, restul de 90%, s-ar putea să nu contați pentru statul român. Dar de concluzia mea. Da? Pentru că noi încă suntem în epoca în care facem niște focuri, copătură, focuri, semnale de fum, anunțăm populația că se întâmplă ceva. Și avem trei opțiuni. Dramele, dezastrele pe care populația le poate trăi, eu cred că sunt mult mai multe decât trei. Da? Avem da, vă rog. Vreau să spun că probabil țara aia despre care vorbiți nu are clopote de biserică, nu e din România. Fără glumă, semnalele s-au dat prin baterea clopotelor. Țara aia are enorm de clopote de biserică, se numește Israel. Ok. Dar nu le folosește în acest mod inteligent. Le folosește pentru serviciul eroiașilor. Deci, cam asta e diferența. Și acum o să intrăm în prezentare să înțelegeți ce înseamnă micro
geolocalizare, tehnologie și care sunt beneficiile de a folosi astfel de servicii în comunicarea companiilor. Dar v-am dat un exemplu de ce ar putea să facă autoritățile române ca să își ajute cetățenii. Dacă ați auzit astăzi sirena de 4 secunde, pauză de 2 secunde, 4 secunde, pauză de 2 secunde, știți ce înseamnă? Nu. Dacă vă dădea o notificare pe telefon și vă spunea că este atac aerian, înțelegeați? A, că nu știam niciunul ce avem de făcut în această situație, iată cum le trebuie. Dar, da. Bun. Să mergem acum. Ăștia sunt oamenii care m-au ajutat. Vreau să vă spun că am pornit cu cartea în turneu prin țară, pentru că eu n-am văzut să cartea. Dar am fost obligat. Cartea, în forma ei inițială, a fost lucrarea mea de disertație pentru finalizarea masterului pe care l-am terminat noastră la Papel Boie. Dar profesorul care a citit-o mi-a spus că informația este extrem de utilă, actuală și interesantă și că ar fi minunat să existe o carte în care oamenii să găsească informația. Asta pentru că lucrarea de disertație, după ce ai graduat-o, se așează pe un draft, pe un pete draft și gata. Și atunci am zis, ok, hai să fac treaba asta. După aia m-a prins flama și am zis, nu, hai, dacă tot am scris-o pentru studenți, pentru oamenii de marketing și pentru oamenii de afaceri, să merg cu ea la ei, pentru că e mai ușor să te întâlnești cu ei și să poți să-i ajut să înțeleagă ce am scris în carte, dacă te și vezi cu ei. Și fac un turneu în țară, am fost la Brașov, la Cluj, astăzi sunt la Baia Mare și încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici. Ne aflăm într-o epocă în care toate produsele și serviciile vin să se comoditizeze. Ce înseamnă comoditizare? Ce înseamnă comodities? Comodities sunt materiile prime. Știți bine că avem un preț global pentru petrol, un preț global pentru cupru, un preț global pentru aur. Comoditizarea înseamnă că prețurile încep să se niveleze din cauza unei competiții extrem de puternice pe piață și din cauza faptului că există enorm de multe surse de informații pentru consumatori, astfel încât ei știu să găsească foarte repede prețul cel mai convenabil. Și atunci este obligatoriu pentru toate companiile ca pe lângă produsul și serviciul în sine pe care le oferă să înceapă să dea consumatorului ceva în plus. Adică o experiență. Trebuie să ținem cont că atunci când producem un produs sau un serviciu și vindem unei clientele, în momentul în care s-a făcut prima achiziție între noi ca și firmă și persoana care a cumpărat, s-a construit o relație. Iar relația asta între producător și consumator, eu obișnuiesc să spun că este ca o căsnicie. Există consumatori care rămân alături de tine pentru că au semnat acel contract cu multe litere mici, ca la telefonia mobilă, așa cum există căsnicii în care cei doi soți sunt captivi unul celuilalt, pentru că Dobitocu m-a făcut să semnăm contractul ăla pe 30 de ani pe casă, avem și ăștia 4 prunci, suntem captivi. Asta este un tip de relație între o companie și consumator, între o soție și un soț. Celălalt tip de relație pe care ar fi bine să-l căutăm, să ne-l dorim, să construim zi de zi în relația noastră cu consumatorul, este precum căsnicia în care oamenii aia chiar se iubesc, chiar fac lucruri împreună, chiar cresc unul lângă celălalt, chiar se transformă în oameni mai buni. Și chiar au experiențe comune care îi fac să se simtă bine. Cam acolo trebuie să ducem noi, ca și producător de servicii sau bunuri, relația cu consumatorul nostru. Asta ar trebui să ne dorim. Și acum o să intrăm în zona legată de tema cărții. Acum am premiu. Câte mesaje comerciale credeți că primește sau cu câte mesaje comerciale este abordat zilnic un om dintr-un mediu urban? Să zicem, aici e o poză cu Times Square, New York, dar inclusiv Cluj. Baia Mare n-aș spune chiar în mediul urban.
Ce nu este infrastructură atât de dezvoltată ca într-un oraș, un oraș mare. Adică nu e aeroport de ele. Cam se dedice. Hai să vedem. Niște cifre. 800. 3.000. 3.000. Altceva? 2.000. 50. 50 de bucăți? Da. Ok. 1.000. Cine este cel mai mult până acum? Am înțeles. Bun. Vreau să vă spun că doar în această sală, fiecare dintre cei prezenți este agresat cu minim 25 de mesaje comerciale. În această sală. Ia numărați câte sigle, câte mărci sunt pe rucsacuri, pe haine, pe pantofi, pe papuci. Eu zic sunt 25, dar sunt într-o sală de curs la Facultatea Brașov, împreună cu 10 studenți, am numărat 30 și ceva. Trebuie să țineți cont că aici vorbim doar de mesaje de publicitare venite pe canalele pe care am obișnuit, adică televizor, radio, ziare și eventual golul de Facebook și bannerele care ne apar pe site-urile pe care navigăm din cauza lui Google. Ci vorbim exact despre ce v-am spus, despre logo-ul pe care îl vedem pe pantofi, pe rucsac, pe marca de automobil pe care o vedem trecând pe lângă noi și câte mașini trec pe lângă noi fiecare zi. Deci, ideea generală este că avem o aglomerare de mesaje publicitare. Creierul nostru a ajuns să nici nu le mai perceabă. Mi se par, ele fac parte din firesc, din cotidian, astfel încât nu le realizăm decât atunci când schimbăm mediul. Eu sunt norocos, în weekend sunt țăran, stau la Sălsic și în timpul săptămânii sunt lujean. Asta s-a întâmplat în ultimii ani. Și atunci văd diferența asta de câte ori mă urc în mașină și plec lunea către Cluj. La Sălsic, în afară de clopotul de la biserică și Joiana al vecinului pe care o aud chemată atunci când sosește, nu prea am agresiune publicitară decât în casă și văd haine, papuci, lucruri de genul ăsta sau dorm la televizor. În schimb, când intru în Cluj, agresiunea este uriașă, este imensă, pe toate canalele. Teza cărții mele este că toate aceste canale de comunicare tradiționale care ne abordează pe noi ca pe niște mase de consumatori se apropie de un firesc de film. Încep să-și piardă din putere. Pe de o parte, pentru că creierul nostru s-a învățat să nu mai reacționeze la toate astea, le dă de o parte pentru că agresiunea este mult prea puternică, pe de altă parte, pentru că ne schimbăm ca și generație. Iar ăștia mici care vin după noi, care astăzi sunt mileniali și au între 17 și 37 de ani conform definițiilor de la dicționar, dar nu e o graniță atât de precisă, ăștia nu mai alesc cocoașa. Nu mai vor așa. Loc să le vorbești personal. Doamnelor și domnilor, emisiunea Actualitatea Mara Media i-a sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți o seară cât mai plăcută în continuare pe mâine.